Parola! Ce frumos cântă pescărușii! Salutare, dragilor! Eu sunt Ela și astăzi, direct de pe litoralul românesc, o să vă prezentăm împreună cu dragul meu, Leonard, din spatele camerei, o frumoasă și minunată cazare. În primul rând, sper că v-a plăcut intro-ul nostru. Am încercat să vă ducem așa în zona anilor 90. 89, înainte de 89, chiar. Și să sperăm că ne-a și ieșit. De ce 89? Pentru că suntem cazați la unul dintre hotelurile foarte vechi din Saturn, pentru că aici ne aflăm, hotelul Prahova. Vreau să vă prezentăm așa puțin, să vă ducem în atmosfera aia de demult, deși nu știu dacă o să ne iasă, pentru că între timp hotelul a fost modernizat și pentru noi chiar este o surpriză frumoasă și poate a sunat așa puțin de mișto, dar nu este mișto, hotelul ăsta chiar ne place și tocmai de-aia vrem să vi-l arătăm și vouă, mai ales că locația este bombă. O să vedeți, este foarte, foarte aproape de plajă. Eu aici sunt pe balcon, un balcon mărișor, comun, așa, unde sparg niște pereți de sticlă de ceilalți vecini. Un cornier, un cornier ca pe vremuri, sănătos, vopsit în verde. Mare. Ieși dimineața la cafeluță și vorbești cu vecinul, ce faci, vecină, tu te-ai bronzat, te-ai dat cu cremă. Cât mai e șezlongul? Cât mai e șezlongul? Apropo, șezlongul, știți cât e la Saturn? 30 de lei. Doar atât. Haideți să-l prezentăm. Avem două scăunele cu măsuță, nimic fancy, nimic trendy, dar foarte utile. Vreau să vă arăt camera. Când filmez la 5 stele, cam așa vine camera. Dar când filmez la 2, cam așa. Da, asta este camera de la hotel Prahova, după cum v-am spus, hotelul are 200 ișoare, dar din punctul meu de vedere, cred că arată foarte, foarte bine, foarte decent, ar putea să aibă și patul mare, pat de 1,60, cred că este? Mă, 1,60, nu-mi dau seama. Între 1,40 și 1,60. Dar foarte curat. Mie îmi place când merg la un hotel să am lenjerie albă, nu lenjerie colorată, pentru că lenjerie albă îmi dă mie impresia de curățenie. Mi-au făcut pofta cei de la Prahova, au pus lenjerie albă. Ce mai avem noi aici? Două noptiere pentru fiecare, să nu se certe. Avem câte un fotoliu, o măsuță, patru pahare, nu știm de ce, poate 20 de apă, 2 de vin. Iar de aici, din colțul ăsta, lipsește aerul condiționat. Nici nu contează, pentru că avem foarte multă vegetație afară și nu ne trebuie aer condiționat, că ne ia durerea de cap, durerea de șale, mai îmbătrânim, nu ne trebuie. Nu. Avem aici un birouaș frumos, cu una bucată, o grijoară mică, un televizor. Și mai mic. Dar nu cu tub, este un televizor așa slim. Păi bine. Cu telecomandă frumos, vă dă jos din pat. Să aprindeți de la buton, aprindeți de la telecomandă când stați ca belferi în pat. Avem un frigider foarte curat, micuț, încăpător în interior. L-am bombardat cu bere. Așa este. Ce mai avem aici? Un pantofar. Deci, cuier. Avem ce ne trebuie. Avem cuier, avem una bucată oglindă mare, pentru că atunci când ieși în stațiune trebuie să fie așa la 4A, ce să fie frumos. Ce mai avem aici? Dulap. Dressing, avem dressing, l-am băgat noi aici de toate acareturile noastre. Ai ce pune în el. Un mic hol de intrare. Un mic hol de intrare și o baie suficient de încăpătoare. Totul igienizat. La fel foarte frumos, foarte curat, cu o cabină de duș. Am înțeles că avem servicii de curățenie în fiecare zi. Doamnele de aici ne-au ajutat cu efectuarea check-in-ului după ora 15.30. Check-out-ul este la ora 12, check-in-ul, așa cum spuneați și al meu soțior, 14, dar dacă cumva camera este... Nu 14, mă scuzați, 16, dar dacă cumva camera este gata mai devreme, fără probleme, puteți avea acces la ea. Nu mai știu dacă am spus prețul. Am spus prețul? Nu am spus prețul. Ei bine,
pentru doar 210 lei în plin sezon, pentru că ne aflăm în luna lui cuptor, e foarte cald afară, toată lumea din România vrea să vină la mare, iar ăsta este unul dintre hotelurile pe care eu sincer le recomand, mai mult pentru poziție, dar și pentru faptul că este curat, decent și zic eu că are un preț, raport calitate foarte, foarte bun. Și cu balconul de excepție, încă o dată vi-l arătăm, marea este undeva acolo în spate, vegetație și parcare gratuită în fața hotelului. Și cam asta a fost camera, haide să vă arăt și recepția, mergem și la plajă, că soarele e sus pe cer și trebuie să fim mai bronză puțin. Cred că sunt 26 de camere pe etaj, 26. Am 26, 4, 5 etaje, o lăsăm. Așa este, suntem acum în zona de lifturi, sunt două lifturi din acelea old style. Merge. Geanta corespunzătoare de la Paris. Ce fain ești! Poftiți, vă rog. Thank you. Pe vremuri era un liftier. Unde doriți, domnișoară? La parter? La parter. Bine ați venit la noi la hotel. Permiteți-mi să vă car geanta până la șezlong. Mulțumesc. Un parter răcoros. Iar... o recepție normală. Cam asta este recepția, foarte frumoasă, foarte curată, foarte spațioasă. Afară sunt puse măsuțe, scaune, am văzut mai devreme niște seniori care jucau rini și mi s-a părut așa de drăguț. Cam așa se iese de recepție. Frumos, dai parcare unde ți-ai lăsat mașina dacă ai avut noroc și ai prins loc. Cam acesta este hotelul Prahova, cam acesta a fost hotelul Prahova. Foarte frumos din punctul meu de vedere, vi-l recomand sincer, v-am spus și prețul. E foarte aproape de Mangalia, ceea ce mie mi se pare un plus, foarte aproape de Jupiter, foarte aproape de... De cine mai este aproape? De plajă. De plajă, exact. Asta e cel mai important. E aproape de plajă, oameni buni, faci 5 minute, poate chiar mai puțin. Hai să vă luăm în plimbare. Haideți cu mine la plimbare și cu al meu soțior, pentru că nu se dureze foarte mult. Mergem pe jos, îmbrăcați lejer, cu costumele de baie pe noi și să vă arăt și apa, pentru că e super! Am exagerat cu cele 5 minute. 5 minute faci dacă... ești al dracu de leneș, dacă te oprești la portbagaj de 100 de ori să mai iei câte ceva ce ai mai uitat. Apropo, am uitat ceva. Ce? Scaun de plajă, chestii. A se vedea ce frumos am prins noi loc. Ca niște big boss. Ne-au zis, a, veniți să faceți vlog, vă așteptăm, vă oprim aici loc de parcare în față. Let's go! Deci 5 minute faci dacă te întorci de vreo 2 ori la mașină. Mai uitat ceva, în rest faci 50 de pași. Plaja Saturnunu, după cum o vedeți, este full înțesată de oameni. Marea foarte faină, cu o culoare super, turcoaz. Și avem aici regizorul acestui vlog. Când zic ăștia de la ProTV, 70.000, 80.000, 100.000 de români. Nu știu câți ori fi în Saturn, dar cu siguranță sunt destui. Foarte mulți copii, foarte mulți familiști, ne luăm și noi familia restrânsă de mână și mergem spre Stavropol. Bă, dacă nici în iulie nu e aglomerat la mare, când să mai fie? În august, de Sfântă Mărie. Ideea este că am mai văzut și astfel de plaje stil așa mici, golfulețe, unde ai mai multă intimitate cu soția ta. Ați luat nămol de aici, din Saturn? Da. Super tare. Trebuie să mă dau și eu pe genunchi. La 3, 2,
1, bagă muzica aia mișto și urmează drona uman. Zumzeitul ăla de turiști. Zumzeitul ăla de albine a dispărut, s-a dus spre Venus. Și asta este imaginea pe care noi vă prezentăm vouă și care sperăm că v-a plăcut. Ideea acestui vlog a fost să vă arătăm hotelul, pentru că ajungând aici și văzându-l, mi s-a părut o idee foarte bună și poate sunt printre voi care vor să vină la mare și nu dispun de un buget așa foarte, foarte, foarte mare. Și atunci Hotel Prahova este o alegere din punctul meu de vedere foarte, foarte ok. Sper că am reușit să surprind ceea ce trebuie. V-am arătat puțin și din plaja Saturn. Dacă v-a plăcut, susțineți efortul nostru apăsând butonul de subscribe, dați-ne urmărire și pe rețelele de social media. De acolo din spate al meu soț vă salută și el voios. Vă pupăm de aici, de la Saturn și vă urăm toate cele bune! La revedere! Ciao!